Lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor din comuna Șușani aproape s-au încheiat. Recepția finală a proiectului va însuma 5,4 km de drumuri comunale modernizate. Satele Sârbi și Râmești au beneficiat de reabilitarea drumurilor, lucrările fiind începute în luna aprilie. Pentru celelalte străzi care nu au fost modernizate, autoritățile locale au în plan pregătirea unui alt proiect. 5,4 km ni s-a avem din Angel Salini, proiect în valoare de 10,4 milioane de lei. Un proiect început de mine în anul 2021. Inițial am început cu un SF-ul pe 16,8 km unde prinsesem toate străzile din comună care erau neasfaltate. Ne-a ieșit un devis foarte mare, a trebuit să-l rectificăm, să nu jumătățim, pur și simplu ne-am dus undeva la 10 km, la fel, valoarea era undeva la 20 de milioane și ni s-a transmis de la minister că valoarea nu trebuie să depășească anumite sume. L-am înjumătățit și pe acel de 10 km și am ajuns undeva la 5,4 km. Am luat străzile care sunt mai populate, mai... care aveau mai multă nevoie de acest covor de asfalt și am ținut cont și de anumite aspecte că pe străzile respective va trebui să intervin și cu canalizarea, ceea ce ne lipsește în comuna noastră. Și le promit oamenilor că voi interveni și pe străzile rămase neasfaltate. Cam câte mai aveți așa de modernizat? Cred că vor mai rămâne încă vreo 10 km de drumuri de interes local.